Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Sam, băi băieți. Avem un nou mod pe aici de față și de spate câteodată. Ce naiba. Ok, avem un mod pack nou. Bă, am luat un mod pack de pe net, l-am mai configurat, adică am pus în turnul nou ăsta, am mai pus câteva mașini. Dacă dăm pe ESC și dăm, opa, nu mapă, și dăm aici mod loader, avem modifications, avem aici toate modurile pe care le avem, uite, arme HD. Adică aici tot ce avem. Roți, HD by Vitalik, skins, skybox, sounds, vedeți, vegetație și multe alte chestii. Arme avem, HUD-ul ăsta de GTA 5, care e super șmecher. Stai. Hei. De când nu se aude nimic. Ok, nu înțeleg de ce nu se aude nimic. Never mind. Da, băieți, deci mod pe cu o să-l pun la două, nu știu. O să mai muncesc eu ceva la ele și o să mai pun câteva moduri și probabil o să-l pun la... Ah, gata, mă, se aude aici, nebun. Ok, o să mai fac câteva chestii la el și o să-l pun la două zilele astea, probabil. Habar nu am când o să-l pun, dar... Fiți cu geana în descriere la fiecare episod și să-mi amintiți în caz de wait. Că... Are vreo 7 giga și o să pot să văd cum să-l fac mai mic. Bine, oricum e optimizat, adică eu din 101 FPS-uri cât aveam instant, acum am 90. Nu chiar 9, uite, 99 am acum. De mă uit în jos, 100. Hai mă, 100, așa, 100, uite. Deci nu e chiar așa de laggy modul, știi? Nu e să zici de ala cât strigă tot, că din 100 FPS-uri ai 40, niciun caz. Deci super optimizat modul. Și cred că am să-l folosesc de acum încolo până găsesc un mod pack mai șmecher. Plus că mapa de GTA 5 puteți să vedeți că nu e buguită ca celelalte, adică uite, e acolo tirul ăla pe mapă, când mici mapa se ducă în față, în spate acolo, știi? Nu, deci mapa e ca lumea, e făcută ca lumea, ca lumea. Ok, zărea, fil. Eu m-am trezit pe la ora 5 și m-am culcat pe la 10 aseară, așa cum e 9. Mamă, sunt destul de obosit, dar... Astăzi probabil o să merg la... bunica mea. Babar n-am de ce dracu am zis chestia asta, dar mai găsiți noi subiecte. Ok, azi ce o să facem. Cred că o să mă duc să muncesc la un ceva job asta, slash jobs. Ceva în love vreau. Uite, la Ventura curier. Hai să mergem la curier, bă. Și da, ce să zic, frate. Dice for Dragons. Bă, chiar să știți că majoritatea averii pe care am avut-o pe serverul ăsta înainte să mă las, gen casa, mașinile, bine, mașinile încă le am. Casa, mașini ce am mai avut, a fost doar din DICE. Știți live-ul ăla în care am intrat cu 70, nu, am intrat cu 50k în casino și am ieșit cu vreo 500k, frate. Ma. A fost super șmecher. Cea mai tare zi din viața mea pe SAMP. Pentru că atunci eram și începător pe ăsta, știi? Pe Bizon și am câștigat atunci, frate. Ma. Ok. Cel mai aproape care e 14 km. Nu știu dacă era cel mai aproape, dar ok. Și vedeți că și asta e ca în real. Are un HP mașina. Ok, hai să se ducă chestia asta așa. Unde? Holy shit. 14 km. Ok, mașina are un HP din câte știu eu. Curierii 2, ok. Ia cât are? 200, 250, 300 are și la 250 ia foc. Dar nu sunt sigur dacă... Te-am dat peste stâlpul ăla un pic, nu? Nu, n-am dat. Nu, te băga în mine, coaie! Bă, stai. Pa. Ce pizdă, coaie. Fă, mersi, frate. Ma. Ba, mă, mersi, frate. Măcar ăsta e de treabă. Slash jobs.
Dreapta, dreapta, dreapta. Nu, mă. Așa, înainte. Coaie, unde o ia? Nu pe aici, mă. Pe acolo, în față, era ok. Nu, ieși înapoi în stradă. Stânga. Stânga. Așa, mă. Așa. Mersi. Coaie. Ok, hai să venim mai aproape, nu e? Nu e. Pula, hai să merem pe aici. Iar am schimbat melodia. Da, dacă... Am crezut că îmi dă crash. Deci chestia asta face, adică nu că faci... A, dar cred că la e slow motion, că eu tot 100 de FPS-uri am. Deci asta cred că e slow motion până la urmă. Gen, nu ai lag, e slow motion. Oricum, eu am radio dezactivat, că știți că nu-mi place. Nu, că dacă îmi dă crash. Nu, adică nu mi-a dat crash niciodată modurile astea, dar dacă dau crash, să-mi spuneți că o să văd. Bine, acum depinde de fiecare. Mamă, ce se blochează. De ce? Ok. La fiecare, de exemplu, dacă tu ai Windows 10, eu, adică eu am Windows 7, s-ar putea modurile să meargă pe Windows 7, să meargă pe Windows 10, știi? De-aia asta nu e vina mea, e vina modurilor, sau e vina Windows-ului. Pentru că Windows 7 e făcut pentru jocuri mai old school, adică SAMP și astea. Și Windows 10 e făcut pentru jocuri mai noi, gen GTA 5 și astea. Și Doom și Titanfall și astea, știi? Nu e mamă, mâncați-a și cred că acum încep fițele. Pe la, ăsta fix pe videoclip încep fițele, ești nebun? Da. Deci ați văzut că modurile sunt super complexe, adică mod pe cu în general e super complex. Mașina asta apare merge maxim 130 la oră. A, ba nu, de fapt nu merge, aici e limita aia, nu? Pe drumul ăsta, mi se pare că e limită ceva. Hai să vedem, dacă se bagă cineva, noi e cam clar. Bă, oricum, jobul ăsta e foarte greu, pentru că când ești copil de 10 ani și îl vezi pe unul pe stradă că vine cu jobul curier, ești ceva de genul, hei, hai să mă bag în el, să pierdă jobul, știi, ceva de genul, copii de 10 ani sau 9 ani. Și n-ai ce să le faci, măcar de te-ar băga într-un virtual world, așa mă tot, mă încurc. Așa ar fi mai șmecher, dar nu frate, te bagă pe aici ca să se bage toți copiii de 10 ani, ce amuzant, îl bubui pe ăla la job, știi, nu e amuzant deloc. Da, e ok pe aici. Mamă, deci dacă mă ia fix acum când am ajuns în lăsă, mă piși pe fața lui, pe morți, pe tot. Ok. Hai să vedem, pune pus eu pe aici. De fapt, eu pe aici jos, nu? Mamă, mi-e frică să nu vină unul pe contrasens să mă ia acum, fain. Poate vine pe aici. Și mă ia că mi-am tras până în el. Ok, hai că am scăpat. Bă, de fapt, n-am... Iar se blochează. Nu știu de ce se blochează. Probabil că... No, 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 s-a terminat. Nu te băga mine. Ok. Și-a dat jocul pe pauză. Am avut bulan. Mă. Hai că nu mai avem mult. Ok. Bă, ești mecher curierul. Adică eu la singur job la care am... Bă, de ce se blochează? No, să-i dau restart după asta, că e enervant. O să-i dau restart după filmarea, de fapt. Că după aia mi se închide filmarea, pentru că am Windows 7 și cu Shadow Play-ul. Dacă ai tema basic pe Windows 7, nu poți să filmezi gen desktop-ul și o să mi se închidă. Și de la SAMP pe Windows 7 îți dau automat gen tema basic, știi? Dacă nu ai nu știu ce mod băgat. Și na, câsuf. Hai să avem grijă. Pe aici așa încet. Bă, unde frate? Stai, trebuie aici sus. Da, trebuia sus aici. Wait. Mă enervează că se blochează, dar nu știu de la ce, pentru că eu am aici toate detaliile de la procesor și procesorul stă în 20% load, deci nu e faza că merge procesorul 100% sau ceva, că nu sunt optimizate. Modurile, mamă, ce era să mă bușesc. Da, nu e faza, nu e faza că am eu PC de carton sau alea, să nu vină copii de 10 ani să zică prostii de astea. Ah, wow, era bine pe unde am mers. Ma. Ce nervant, frate. Știi? Deci, da, pur și simplu se blochează. Sper să nu păsesc și... Ia uite-l, mă. Dacă îi fut acum una la calculator, știi cum se deblochează imediat. Deci era ok pe unde am luat-o, frate. Uite pe aici. Uite pe aici, la stânga.
Până să încep filmarea nu mi s-a blocat, frate, deloc. Acum au început fițele. Gata, mă. Ai câștigat 10 gol și eu e câștig de bază 500. Perfect. Hai să vedem ceva lăsă. Nu e lăsă. Hey. 6,1 6,9 cel mai ok. Trebuie să văd ce căcat are astea așa, că-i fac eu aici o șmecherie. Ok. Ok, hai să ne poate acum să-mi blochează. Dacă se blochează o să-l dau pe Haig. Că și așa mai era un fix de ăla. Dar na. Mama, deci la mine e enorm de cald în camera, se încălzește imediat. Nu știu de ce se încălzește așa, dar se încălzește imediat. Mi-e și greu, dracu, să respir, mor de cald. Dar na. Uite bicicleta asta, what the fuck. Să dau peste ea, să mi se distrugă mașina aici, nebun. O, it's Răzvan, ești nebun, ăsta mai trăiește. It's Răzvan, SF Taxi, bă, ei, lasă-mă. Coaie, tu mai trăiești. Să știu că era un abonat de-a meu, care mi-a zis să mă apuc. Lol. Îmi dă remove. Am revenit pe biz. Hai să vedem. Am văzut, frate. Bine, șmecher taxi. Dă-i tare, dă-i tare. M-am intrat și eu în PD, cred că. Probabil o să cer contul cuiva de altă facțiune să mă lase să filmez pe el, știi? Bine, tot pe Bizon, vă dați seama, dric. Dar o să cer contul să mă lase să filmez pe el, știi? Am văzut afară SFS cu 3-3 rank 3 pentru inactivitate, să se spunea mi-a fost să se spart contul. Ma, nasol. Puteam să sar în aeroport, că na. Aoleu, m-am bușit să mor eu. Câtă viață mai are mașina? 287, mamă. Ok. După asta oricum o să închei episodul, că trebuie și o să plec. Mamă, uite, pune, m-am băgat. Pua. Să închei episodul, o să dau drumul la climă, pentru că mor aici de cald. Că la mine în camera se încălzește super rapid. Știu. De, știu. Unde-i frate ăla, să mă rea? Pe aici. Mă. Ok, hai că am terminat. Băieți, eu sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul de hey. Ce? E pornește, ok, e cald. Bă, eu sper că v-a plăcut acest episod. Era bun că mi-o spornească clima. Eu sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Salut!